Vreau să te întreb dacă mesajul libertarian până la el a mai avut vreo teoretizare, să zicem, cu principiul non-agresiunii și celelalte lucruri pe care le spuneai. Nu. Rothbard are pretenția că face o nouă sinteză și că reușește să facă practic o praxeologie a liberalismului. Și aici trebuie să vorbim un pic. Bineînțeles, da, și într-adevăr, în primul capitol care se numește Tezaurul Libertarian, parcă, încearcă să arate că liberalismul a pornit ca o mișcare radicală, că atâta mișcarea din America, Revoluția Americană, cât și liberalismul clasic european au fost niște mișcări, în esență, radicale și care au fost clădite pe structura asta a libertății sistematice, libertății A totale, individului. chiar dacă, da. Chiar într-un fel foarte Mă de rog, a individului, stânga acum undeva. trebuie să discutăm și de chestiunea asta. Dar ne ramificăm în prea multe. Individualismul din perspectiva lui și din perspectiva corectă, liberală, nu trebuie în niciun caz înțeles ca acel absolutism al individului. Adică e clar un accent metodologic pe individ, o analiză pe individ, dar nu este un individualism egoist. Adică nu este vorba de așa ceva, e vorba de pur și simplu criteriu prin care sau care ce respecti în primul rând atunci când vrei să ai o societate liberă.